balanță. Când vorbim de balanță, este o săptămână care deja poate să marcheze la multe native ale acestei zodii dezorientare, debusolare, cumpene, grele. Va fi o perioadă dificilă pentru cele mai multe native ale acestei zodii care deja au acumulat tot soiul de lucruri neînțelese de pe karmă sau nerezolvate, pentru că mă voi referi și la viețile anterioare ale balanțelor, o chestiune deloc de neglijat și care îți aduce pe de o parte senzația aceea de déjà vu, déjà connu, cu eveniment cu tot. Și dacă nu au fost rezolvate, presiunea acum este foarte mare, în sensul în care nu mai puteți să lăsați lucrurile nesoluționate. Da, nu mai pot fi abandonate, nu mai pot fi lăsate la voia întâmplării să evolueze. Dar voi pe ansamblu veți fi dezorientate. Să spune că astrograma fiecărui om în parte reprezintă cea mai bună busolă de orientare. Da. Astrograma complexă, astrograma karmică, tot ce implică așa ceva bun, constructiv și esențial. Dar la nivel macro, general, să știți că nu puteți să întoarceți spatele la ceea ce vă aduce acum viitorul imediat.